Salutare oameni buni și bine ați venit la Chestii Complicate Explicate Simplu. Conținutul acestui canal este conceput pentru tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani sau între 15 și 18 ani, dar poate fi folosit și de tinerii cu vârste cuprinse între 7 și 97 de ani. Viața este complexă și complicată, să fim optimiști. Timp de mii de ani, omenirea a trăit simplu. Până la 1900, majoritatea tinerilor nu mergeau la școală și învățau de la părinți sau apropiați să folosească uneltele agricole și să crească animale. În 1896, savantul Nikola Tesla oferă lumii prima hidrocentrală de mare putere, inventând curentul electric alternativ. În 1950, mulți tineri petreceau cei mai frumoși ani din viață, adică de la 6 la 18 ani, la școală, pentru a lucra apoi toată viața 8 ore pe zi într-o fabrică. Atunci a apărut calculatorul electronic, adică computerul. În anul 2000, majoritatea tinerilor sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, nu mai lucrează, nu mai fac nimic, nici măcar mătreață. Acum a apărut deja inteligența artificială, așa că ce mai avem nevoie de aia naturală? În anul 2020, mulți tineri nu mai citesc nicio carte pentru că sunt conectați tot timpul la rețeaua internet. Puterea de calcul a unui supercalculator din 1970 încape acum în buzunarul fiecărui om sub forma unui telefon mobil. După mii de ani de simplitate, viața noastră s-a complicat tot mai mult în ultima sută de ani și se complică tot mai rapid. Șocul viitorului este incapacitatea noastră de adaptare la schimbarea tot mai rapidă a societății în care trăim. Computerul este în centrul atenției noastre toată ziua, fie că se află în buzunar sub forma unui telefon inteligent sau pe birou sub forma unui tablete, laptop sau desktop. Informatica, știința apărută în 1950, se ocupă cu programarea calculatoarelor. TIC, adică tehnologia informației și a comunicațiilor, se ocupă cu utilizarea computerelor. Cea mai importantă componentă dintr-un computer este procesorul. Procesorul este creierul calculatorului. Nu știm ce meserii vor fi în viitor, dar programatorii de computere sunt acum cei mai bine plătiți angajați în funcțiile executive din companii. Pe acest canal de YouTube doresc să vă explic cât mai simplu complexitatea complicată a sistemelor informatice. Dacă vă place, puteți da click pe butonul like și dacă vreți să vedeți ce videoclipuri noi mai apar, dați click pe butonul subscribe. O zi bună să aveți!